ADP, află că doamna Florentina Mirică, slujbașa doamnei Chioveși, îl pune sub acuzare dosarul DP. Dosar care știți că s-a clasat. Dar numai că înainte să se claseze, omul n-a mai rezistat și a pleznit ceva în el. Am lăsat pe final acest caz, de fapt pe final înainte de pasa cu Mircea, pentru că vreau să rețineți această speță, dacă se poate să le rețineți pe toate și mai ales, mă rog, să selectați dumneavoastră ce este de reținut, dar asta este totuși o poveste de așa natură încât dumneavoastră trebuie neapărat să o știți. Ce s-a întâmplat, doamna Loc? Cazul Dipi are o lungă poveste și a vizat în principal decapitarea de imagine și de putere a doi oameni. Unul era fostul ministru Gabi Oprea, altul Gelu Oltean. Evident că trebuiau să se inventeze lucruri. Și mi-am permis, pentru că acum este posibil, și v-am adus o plângere. Cum a început, de fapt, acest dosar? Veți vedea că pe acea plângere, trimisă la expeditor Tecuci, aveți și fotocopia plicului. Acesta este cel care, vedeți că e tânăr era, da? Omul care a murit cu două luni înainte de clasare. O să vedeți povestea mea. Așa. Pe plic scrie expeditor Tecuci. Plângerea este fără persoane care au formulat plângerea. Scrie plângere penală împotriva unor ofițeri DP, dar fără semnatari. Aveți documentul din dosarul DP. Da. Aveți un mandat prin care judecătorii, la solicitarea procurorilor, autorizează ca două personaje, ofițeri la rândul lor, să meargă ca și ofițeri acoperiți, să intercepteze într-un serviciu secret al poliției române ceea ce se discută. Lucru total nelegal. La ora actuală ar trebui să avem două persoane acuzate, dacă nu cumva arestate preventiv, măcar sub control judiciar. Una este Florentina Mirică, cea de-a doua Laura Codruța Chioveși. Veți pune întrebarea de ce? Pentru că și-au permis să decapiteze și să desființeze un serviciu secret al României, un serviciu de patrioți. Un serviciu care avea în gestiunea sa vreo 22 de milioane de euro, accesase fonduri europene, se utilizaseră cu cele mai performante mijloace tehnice specifice operațiunilor pe care le desfășurau. Ba mai mult decât atât, accesaseră un program financiar norvegian pentru dezvoltarea acestei structuri. Mai mult, avea în administrare 50.000 de metri pătrați. În afara lucrurilor acestora, aceste două doamne procuror și-au permis luxul să intre și să ridice de la un serviciu secret documente strict secrete. Și nu că ar fi fost strict secrete sau documente clasificate care să vizeze, de exemplu, martori cu identitate protejată ai noștri. Au mai deranjat și alte, eu știu să le spunem, alte țări care poate că aveau martori cu identitate protejată pe teritoriul României și a căror identitate o cunoșteau serviciile noastre. Ce s-a întâmplat cu acest serviciu? A fost deposedat de toată aparatura pe care o avea. O parte este la DGA, o altă parte Dumnezeu mai știe pe unde. Nu știu ce s-a întâmplat cu acele fonduri. Haideți să ajungem la... Iar în ceea ce îl privește Levente. Pe domnul Levente, cel din imagine, în momentul în care aceasta este o imagine foarte bună, o imagine... Câți ani avea? 53 de ani. Un om în plină putere. După ce a început acest dosar... Deci e și el pus sub acuzare. Da. După când ce a află fost... că e pus sub acuzare, ce se întâmplă? A făcut diabet. Din domnul pe care îl vedeți acolo, un domn plin de viață, un domn frumos și un ofițer al poliției române, în luna septembrie anului trecut am mai văzut o umbră. Era așa, o liniuță.
Am avut eu personal ca avocat un șoc, mi s-a spus și mi s-au prezentat acte medicale că a dezvoltat boala Castleman, este o boală extrem de rară, probabil și pe fondul diabetului pe care îl dezvoltase anterior, imediat după ce a fost pus sub acuzare, dar cert este că nu este singura persoană bolnavă de această boală Castleman, care a dânsul a decedat. Un alt coleg din aceea structură, o coincidență foarte mare, a dezvoltat un același tip de boală, poate doar puțin diferit, a avut un pic mai mult noroc pentru că a fost unicelulară. În fine, nu a apucat să se bucure pentru că în septembrie am fost chemați la DNA pentru a ni se aduce la cunoștință extinderea urmăririi penale pentru alte acte materiale. Am spus doamnei procuror că se află într-o situație dificilă. Am făcut imediat cerere de suspendare a procesului penal. Nu s-a pronunțat prin ordonanță să, în ciuda actelor medicale, și-ar fi dorit o expertiză medico-legală și o procedură întreagă. Cert este că în luna noiembrie, pe 31, la o lună după ce a fost extinsă urmărirea penală, acest domn a decedat. Are familie, are copii? Are. Are o soție care și-ar fi dorit să vă spună multe și știu că ați dorit și dumneavoastră, numai că în momentul în care am vorbit cu dânsa la telefon, a năpădit-o plânsul și a zis că încă este prea devreme să poată să vorbească despre tot ce s-a întâmplat. Când s-a întâmplat asta? Deci dosarul a fost clasat recent, nu? Deci a murit recent. În data de 31.10.2018. Vedeți dumneavoastră de ce...